Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimb. Emisiunea de promovare electorală aici în studioul Capital TV, televiziune pe bune. Invitatul nostru de astăzi este domnul Ioan Hențiu, candidat din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al comunei Vețel. Bună ziua, domnule Hențiu, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Nu putem să nu spunem că domnul Hențiu este și primar în funcție, dar nu vom vorbi despre această calitate pentru că nu avem voie în timpul campaniei electorale. Efectiv, în acest moment, dumneavoastră sunteți doar în postura de candidat PSD pentru funcția de primar al comunei Vețel, așa cum am mai spus. Și atunci, ceea ce aș dori să vorbesc cu dumneavoastră, pentru că este spațiul nostru electoral, este de ce vă doriți un mandat de primar în comuna Vețel. Îmi doresc încă un mandat de primar al comunei Vețel ca să pot să-mi continui proiectele începute pe care le am în diverse faze de execuție, de proiectare, de documentare, de atragere de fonduri și sper să aduc comuna Vețel acolo unde merită, respectiv o infrastructură pusă la punct în totalitate sau aproape în totalitate, pentru că întotdeauna este loc de mai bine și să asigur condiții de viață cetățenilor comunei demne de un oraș. Bun. Dar unde credeți dumneavoastră că este locul comunei Vețel? Că ați spus că vreau să aduc comuna Vețel acolo unde trebuie. Nu vreau să fac un clasament, dar vreau ca fiecare cetățean al comunei Vețel să aibă la poartă apă, canalizare, asfalt, gaz, internet și mijloace de transport. Bun. Și cum veți putea face lucrurile astea? Sau cum ați început să le faceți deja? Aș vrea, dacă se poate, să-mi răspundeți în fraze mai lungi, pentru că altfel o să-l înnebunim pe cel din regia tehnică cu schimbarea cadrelor. Și lumea... știu că dumneavoastră sunteți omul care nu vorbește mult. Și preferă decât să spună să facă. Dar... vreau să-mi povestiți mai în detaliu lucrurile despre care vorbim în acest moment. Poate că e și o deformație profesională, având în vedere că profesia mea e de tehnică. Așa. Și mai mult pentru mine contează cifrele și faptele. Bun, imaginați-vă că suntem la o șuietă în care îmi povestiți despre comuna Vețel și despre ce doriți să faceți în continuare acolo. Dacă îmi permiteți, pot să fac o mică retrospectivă la ce am făcut, ca să vedeți de unde am pornit și unde suntem. Mi se pare normal. Comuna Vețel are 1190, să nu greșesc, 1190 de gospodării. Adică 1190 de numere? Da. Așa. 10 sate. Cel mai îndepărtat sat de reședința comunei e la aproape 30 de kilometri. Unde e asta, domnule? Boia Bârzii. N-am auzit în viața mea de da. Avem un sat, Boia Bârzii, unde am și acolo un număr de locuitori. Câți? În vârstă, până în 100. Așa. În vârstă și care au și ei nevoie de grija primăriei și de atenția și să ajungă și ei la nivelul de confort a tuturor cetățenilor din comună. Deci avem 1190 de gospodării. În 2008, când am venit la primărie, 76 de gospodării aveau apă la poartă, la niște cișmele, respectiv două sate din zona de munte, pentru că avem împărțită comuna în două zone, zona de jos și zona de munte. În zona de munte avem patru sate, zona unde a fost mina, la Muncelul Mic, respectiv în Muncelul Mic și în Runcul Mic, fosta mină a făcut o rețea de apă și pentru populație, la cișmele, și aceste 76 de gospodării aveau acces la o apă menajeră. Nu apă potabilă, nu tratată, dar era o apă bună de izvor suprateran, care putea fi folosită în gospodărie, la animale și la igiena personală. Asta a fost în 2008. În momentul de față, avem 1146 de gospodării care au apă și 1060 de gospodării care au apă și canal la poartă. Deci stați, 1000 câte gospodării? 1190. Au apă și canal? Total, 1146 au apă și 1160 apă și canal. Deci 95% au apă și... Păi și restul de 30 de gospodării sau câte mai până acolo? Am două sate în satele de munte, respectiv Muncelul Mare și Boia Bârzii.
unde urmează acum, am un studiu de fezabilitate depus pentru modernizarea rețelei care am moștenit-o de la mine, sau dacă nu, din bugetul propriu și la aceste două sate o să mă străduiesc să duc apă, cel puțin apă menajeră care să o aibă în special pentru animale, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, nivelul pânzei freatice a scăzut foarte mult peste tot și în perioada de vară și de călduri mari duc o mare lipsă de apă oamenii din aceste două sate. Da, rețeaua asta de apă pe care o aveți acolo în comună e făcută pe fonduri europene, guvernamentale, ce fel de fonduri? Deci tot ce avem în satele de jos, toate satele care le avem jos, am fost în Mintia, am găsit în 2008 o rețea de apă începută, pe fonduri din bugetul propriu. Bugetul propriu al comunei era la acea vreme foarte substanțial, funcționa termocentrala foarte bine și aveam un buget bun. A fost începută de fostul primar, în 2 ani de zile eu am finalizat-o, am pus-o în funcțiune și satul Mintia a avut apă din bugetul local la vremea respectivă. A avut, rețeaua a fost construită din bugetul. Și rețeaua acum cu e a primăriei sau ați predat-o? Rețeaua, după ce am finalizat-o, am predat-o la operator. Pentru că o primărie poate, legea permite să înființăm un serviciu, dar e destul de costisitor și prețul apei s-ar putea să fie mai mare, având în vedere că apa o luăm de la operator. Deci noi nu am construit o sursă de apă care necesită o investiție foarte mare, având o conductă de apă pe teritoriul comunei de la operator, conducta de apă care alimentează termocentrala Mintia. Am găsit de cuvință la înțelegere cu consultanții care am făcut proiectele pentru accesarea fondurilor și cu operatorul. Ne-am racordat la conducta de apă care alimentează în momentul de față termocentrala Mintia. E o conductă de diametru de 500 de milimetri care face față la tot și Șoimușul și zona Brănișca vor fi alimentate tot din această conductă, din câte am înțeles de la operator. L-am pornit pe domnul Henci. Așa, mai departe. Deci tot ce am făcut în satele de jos am făcut pe fonduri europene și guvernamentale. Primul proiect pe care l-am depus a fost măsura 322, cu mare greu și eforturi. Am avut punctajul pentru proiect eligibil, dar nu am intrat la finanțare din prima. Abia după reașezarea și fondurile care au rămas din licitații, din renunțări diverse comune, am început proiectul pe 322, l-am finalizat, în momentul de față funcționează. Nu am putut să prindem absolut toate locuințele din satele Herepea, Vețel, Leșnic pe măsura 322, pentru că proiectul a fost limitat. A fost un proiect integrat, cu creșe, cu asfalt, cu obiceiuri populare, cu mai multe. Și au rămas câteva stăzi. Ce obiceiuri populare? Ce are obiceiul popular cu apă? A fost un proiect integrat. Pentru punctaj a trebuit să cumpărăm și niște costume populare. Hai, domnule, domnule. Da, asta a fost. Colo. Eu din niște bani. Asta a fost criteriul și ghidul. Deci ca să-ți bagă apă trebuie să cumpăr costume populare? Nu era obligatoriu. Dar ca să ai șanse mari, ca să ajungă punctajul undeva să fie eligibil, trebuia să ai ceva, o acțiune din toate aceste direcții integrate. Păi ce trebuie să să-i puneți pe ăștia să danseze pe conductă? Sau ce nu. Glumesc și eu. Nu, deci au și costumele astea, au fost bine venite, au fost bine veniți banii și pentru ele. Bun, dacă mă întreba cineva din 2 milioane jumate de euro ce prefer, era clar că preferam numai apă și canal, dar nu făceam punctajul. O trebuie să fac și un drum de 3 km. Asta era bine, și ce? Exact. Drumul e bun. E bun. Dar am reușit să iau bani, am finalizat proiectul și acum, ca să acoper toată zona acestor sate unde am avut 322, am avut un proiect pe bani guvernamentali, extindere de rețele de apă și canal în cele trei sate și proiectul în fază finală, trebuie numai să-i facem recepția. În momentul de față, toate casele din astea, din satele astea, din Herepea, Vețel și Leșnic, au apă și canalizare la poartă. În același timp, am două sate tot aici jos, undeva mai retrase, Bretelinu și Căuio, dacă ați auzit de ele, cu populație mai puțină, până în 100 de locuitori. Tot pe bani guvernamentali, prin programul PNDR2, am depus un proiect și suntem în fază de final și acolo cu apa și cu canalul. Ce pot să vă spun, o bucurie pentru mine, nu se mai vinde niciun lot de casă sub 5-6 euro metru pătrat de când avem apă și canal și populația a început să vină, mai ales cu pandemia asta care nu și-a dorit-o nimeni, dar din punct de vedere a creșterii populației comunei Vețel, e benefică pentru că lumea s-a cam speriat de oraș și își cumpără case la țară, fiind, Vețelul fiind aproape, având toate condițiile, interesul e major. Mulțumesc. Deci asta fiind apa și canalul. Drumurile, am accesat un proiect de 1 milion de euro pe fondurile europene, am asfaltat satul Vețel, aproape în întregime, proporție de 90%, mai am câteva străduțe care n-au încăput în acel 1 milion de euro. La Leșnic suntem în fază finală pe un proiect guvernamental, asfaltăm tot Leșnicul. La Bretelin, după ce finalizăm apa și canalul pe un proiect guvernamental, ducem și asfaltul până la poartă la fiecare om.
Și încet, încet ne apropiem cu stadiile fizice. Bun, dar n-ați făcut din astea, s-a asfaltat și pe urmă să spargeți, băgați apă și canal și, știți, nu, românisme nu, din nu, astea. Nu, nu. A, se mai întâmplă câte o spărtură și unde trebuie să intervenim, unde e asfaltul făcut, dar astea sunt accidente și, și undeva unde se... Avariile sunt, din diverse motive. Bun, când e avarie, dar... Dar ca și proiect, clar, asfalt și pe urmă apă și canal, nu, cât să eu la primărie, le, nu, nu merge în ordinea asta, merge în ordinea firească. Am creat și un disconfort la populație și îmi cer scuze și pe această fază, pentru că... Da, ați avut ceva probleme la Mintia cu oamenii? Erau nemulțumiți? Ajungem și la Mintia. Pe perioada cât am, după ce am finalizat apă și canalul în astea trei sate, timpul de la finalizarea rețelei și până la începerea asfaltului nu l-am forțat să fie foarte... Am mers pe varianta nu cea mai lungă, dar cât se poate pentru ca să se așeze bine umplutura din șanțul respectiv, da, să nu mai avem gropile respective. Cu Mintia e o problemă un pic mai delicată. Satul Mintia a fost prins în master planul APA Prod pentru rețeaua de canalizare. În perioada cât a fost președinția la conducerea Consiliului Județean domnul Nistor, pe care îl susțin ca și candidat la președinția Consiliului Județean, am reușit să amendăm master planul și vreo 20 de comune din județul Hunedoara au putut să depună proiecte pe bani europeni la AFIR și să, de câte un milion de euro, comune printre care am fost și noi și am accesat un proiect pentru canalizare în satul Mintia de 1 milion de euro. La acest proiect, în momentul de față, se lucrează. Finalizarea lucrărilor e prevăzută în 2021. E firesc pe undeva, în momentul când este un șantier în sat, să fie și un disconfort. Având în vedere și pandemia și lipsa forței de muncă, disconfortul e mai mare. Putem să criticăm firma care execută, dar și am discuții cu ei de toate felurile, și mai bărbătești, și mai prietenești, dar mă bucur că se lucrează. Și în momentul de față avem două formațiuni în satul Mintea care lucrează la rețeaua de canalizare și sper ca în 2021, în prima parte a anului, să fie funcțional. Îmi cer scuze și pe această cale tuturor cetățenilor din sat și nu numai pentru disconfortul creat, dar e sigur că lucrarea se va finaliza, va funcționa și discutăm altfel. Pe urmă. În același timp, am un studiu de fezabilitate pregătit pentru asfaltarea drumurilor din Mintia la finalizarea rețelei de canalizare. În proiect e prinsă refacerea... Îl aveți pregătit sau e depus? Îl am pregătit să apară o măsură de finanțare oficială ca să pot să depun proiectul. Indiferent pe ce fonduri, studiul meu de fezabilitate e pregătit și îl depun unde am convingerea că obțin fondurile necesare. Acum, refacerea drumurilor. E prinsă în proiectul de canalizare, dar o refacere nu e o modernizare. Da, pentru că acolo e ceva de genul readucere la... Punem un petec, da. Ce să ne ferim. Dar proiectul pregătit și sper să obțin finanțarea și pentru... ce să vă spun, că de când ești primar am dus în comună circa 12,6 milioane de euro, ceea ce înseamnă vreo 4.400 de euro pe cap de locuitor. E un indicator care dumneavoastră, dacă vreți să-l verificați și la alte OAT-uri, puteți să-l verificați. Eu mă mândresc cu el. Da, e dreptul dumneavoastră să vă mândriți că e munca dumneavoastră până la urmă. Da. Am atras fonduri de când sunt la primărie pe absolut toate măsurile de finanțare care au fost. Am început cu măsurile pe Agenția de Dezvoltare a Zonelor Miniere, dacă vă aduceți aminte. Au fost primii bani care am adus, mai puțini. 100 de mii, 200 de mii, i-am primit. A început PNDL 1, am primit bani pentru un pod, a început AFIR-ul cu măsura 3.2.2, am luat un proiect. A venit pe urmă măsura 7.2, măsura pe drumuri, măsura 125 pe drumuri agricole, cu toate observațiile cu ghilimele de rigoare care am avut de la cetățeni, că o nebunit primarul, face asfalt pe câmp și noi nu avem asfalt la poartă. Ei, dacă banii au fost pentru drumuri agricole, drumuri agricole am făcut. Asta a fost. Am modernizat cămine, am modernizat iluminatul, pe gală tot ce s-a putut am atras. Acum trebuie să cumpăr un tocător pentru vegetație, tot pe gală de vreo 25.000 de euro, aștept să-mi vină și pentru că nu mai am avut pe cine angajat să curățăm toată vegetația care a crescut ca supărarea în perioada asta de ploi. Sunt probleme, dar dacă suntem sănătoși și avem și sprijinul populației, le trecem pe toate cu bine. Așa este. Deci cam asta este în linii mari ce ați reușit să faceți sau mai sunt și altele? Păi asta a fost partea de infrastructură. Dacă intrăm la școli, în 2008 când am venit la primărie, nicio școală nu avea niciun grup sanitar în auto. Toți copiii aveau grupuri sanitare în exterior. În momentul de față,
am școala 1-4 din Vețel, care nu are un grup sanitar interior, dintr-un motiv obiectiv. La acea școală nu se poate interveni pentru că e foarte veche și intervenind la pereții ei s-ar putea să o dărâmăm. Dar ca să compensăm... S-ar putea să dărâme. Am înțeles că s-o dărâmăm. Nu, până la urmă se dărâm, se va trebui demolată, pentru că clădirea foarte veche... Dar mai funcționează? Ea, în momentul de față, funcționează. Ea nu prezintă instabilitate și siguranță în exploatare. Dar la o intervenție, pereția nu prezintă garanție că dacă mă apuc să fac niște goluri în pereți și să... și mult prea costisitor și spațiu mic. Dar am un proiect pe PNDR, acum urmează să închei... contractul de execuție, proiectul e gata, avem autorizația de construire pentru extinderea școlii gimnaziale cu 4 sele de clasă. Sper că aveți așa de mulți copii. Sper ca într-un viitor, într-un an de zile, să putem muta și ciclul 1, deci respectiv clasele 1-4, în aceeași curte, în aceeași școală, unde s-a încheiat și contractul de execuție pentru o sală de sport, m-a anunțat, finanțată prin Compania Națională de Investiții, și constructorul m-a anunțat că va veni la predarea amplasamentului într-un timp foarte scurt. Domnul Hențiu, e de apreciat, nu zic nu. Dar aveți atât de mulți copii acolo care să învețe? Sunt copii și vă spun o zicere care mi-o spunea un domn profesor din liceu. Dacă este baltă, pește vine. Sau broaște. Deci în momentul în care sunt niște condiții, în momentul de față, nu mă feresc să vă spun, mulți părinți își duc copiii la școală la Deva. Din gândit obiective sau subiective, nu, treaba mea să-i analizez acum. Dar în momentul în care am toate școlile grupate, am microbuze, am sală de sport, am o curte închisă, securizată, eu sper că sunt mai mulți copii și mai mulți profesori care o să vină în condițiile, la condițiile de învățământ de la Vețel. Corect. Că dacă sunt proaste, nu... Exact. Nu este tentant. Dacă tot a început școala, acum facem o mică paranteză rotundă. Cum ați început la Vețel cu distanțarea asta socială, cu toată nebunia? Școala a început în scenariul 1, directorul școlii ne-a solicitat cele necesare, i le-am asigurat și organizarea i-a aparținut exclusiv directorului școlii cu sprijinul primăriei ca să aibă ceea ce trebuie. Și are, de exemplu, nu știu, copiii din comuna noastră au tablete, au școala, are ceva pentru orele? În primăvară, când a apărut pandemia, din bugetul local am cumpărat 25 de tablete care au fost puse la dispoziția copiilor pe perioada respectivă. Ajung? Nu ajung. În momentul de față așteptăm fondurile guvernamentale și tabletele care se distribuie de la guvern, cum avem promisiune, pentru că n-aș vrea să cheltui niște bani. Sperăm că într-un timp foarte scurt să vină și la noi tablete, dar cumpărăm și noi, ne vin și de la guvern. Plus că suntem cu bugetul destul de subțire pentru că avem multe cheltuieli neeligibile pe proiectele care avem în curs. Așa. Dar școala... Aveți cazuri de COVID pe acolo, prin comun? Sub procentele de alarmare și cu totul izolate. În momentul de față, școala funcționează normal. Copiii toți merg la școală. Avem 3 microbuze care duc la școală și pe cei de la grădiniță și pe cei de la școală și îți luate toate măsurile ca să nu ne trezim cu un focar de infecție sau, Doamne fer, cu alte probleme mai grave. Am înțeles. Aici la școală o singură problemă aș mai vrea să remarc. În 2008 am primit un microbuz, în 2014 am mai primit încă unul și tot prin 2009 am primit de la inspectorat un microbuz prin redistribuire de la inspectoratul școlar. Dar aceste microbuze, ca cel mai nou din 2014, are în momentul de față 100.000 de kilometri. Cel care l-am luat un Fiat de 8 locuri de la... Păi și e mult, 100.000? Eu zic că e mult. Păi eu am 250.000 la mașina mea. Păi acum îmi permit să vă spun, la o multinațională unde știu clar, am un băiat care e în staful de conducere, n-are voie să circule cu mașina decât 150. E a mea personală. Da. Bun, dar aici e o instituție. El n-are voie să circule cu mașina decât 150.000 de kilometri. Aha. Deci dacă acolo se impune treaba... Și aici vă referiți la microbuzul școlar. Microbuzul școlar. Deci cel mai nou are 100.000 de kilometri. Cel mai vechi are 200.000 de kilometri. Fordul are 170.000. Solicitări avem pentru microbuze noi. Pentru că totuși are o viață și fac kilometri și nu numai pe drumuri bune. Acum, în partea de jos, este asfaltă majoritatea satelor, dar cei mai mulți ani aceste microbuze au circulat pe drumuri de piatră. Și cel de la Muncel, care e un Fiat, care din 2006 fabricat, are 200.000 de kilometri, circulă până în Boia Burzii singur, în fiecare zi,
ar necesita unul nou, am făcut solicitări la inspectoratul școlar, sper să mă audă și pe această cale cineva, acolo am avea nevoie de un microbus 4x4 pentru că iarna zona de munte e cu probleme. Da. Dar bun. Ne străduim să aducem copiii la școală în fiecare zi. Bun, ce ar mai fi? Căminele culturale le-am pus la punct, toate. La Leșnic, de exemplu, l-am modernizat pe fonduri guvernamentale de la Compania Națională de Investiții. Cel de la Vețel a fost construit pe buget local și acum îi facem sistemul de încălzire și ventilare pe bani europeni. La HRP avem unul tot pe bani europeni, l-am extins, l-am modernizat. La Mintia l-am modernizat pe bani din bugetul local. Sunt spații suficiente pentru ca cetățenii să aibă unde să-și organizeze diverse evenimente din familie. Tristețea mea că mai mult sunt evenimente de comemorare decât de bucurie, da? Asta e viața. Da, adică ele se împlătesc una, da, una cu cealaltă. Bun, ar mai fi ceva din ceea ce ziceți dumneavoastră că ați ziceți, din ceea ce ați reușit să faceți în comună? Ce am reușit să facem până acum? Lucrăm la cadastru sistematic. O problemă importantă pentru oameni și care o așteaptă cu nerăbdare, dar e destul de anevoioasă toată munca asta, pentru că firme de topografie care să vină să încheiem contractele de muncă sunt destul de puține. Banii acum sunt undeva, au un preț decent, asigurat prin ANCPI, dar problema mare e că parcelele noastre au suprafața în medie de 0,3 hectare. Deci la o suprafață de 200 de hectare, de exemplu, unde avem încheiat acum niște sectoare, avem 800 de extrase de carte funciară care perioada asta le punem la dispoziția cetățenilor. A fost mult de muncă pe ele și toate loturile astea fiind mici necesită timp până când se duce la sfârșit. Cam asta ar fi în mare. Bun, și atunci cu ce veniți în fața electoratului din comuna Vețel? Ce le propuneți pentru următorii 4 ani? În cele 4 sate... Aveți o, da, o broșură acolo, da, puteți să folosiți, dar mă gândesc că știți... În HRP, Vețel și Leșnic, astea 3 sate unde am implementat măsura 3.2.2, trebuie să finalizez apa, canalizarea. În momentul de față trebuie să mai facem recepția și mai am niște capete de străzi de asfaltat. În Bretelin și Căuei va trebui să finalizăm rețeaua de apă, undeva 85% e făcută, și asfaltarea. Avem proiecte, avem contracte finanțate, avem contracte de execuție încheiate, lucrurile se desfășoară. Cel mai mult de lucru este în satul Mintia, unde trebuie să finalizăm canalizarea și să accesăm fondurile pentru modernizarea drumurilor din satul Mintia. Satul Mintia este cel mai mare din comună, cel mai aproape de Deva. Din punctul ăsta de vedere a rămas un pic în urmă, cum v-am spus, a fost problema cu masterplanul până când a reușit să accesăm fondurile și aici, dumnealor având apă de la început. Și sperăm că într-un timp rezonabil să finalizăm toate lucrurile, să fie și satul Mintia acolo unde trebuie să fie și unde e locul lui. În rest, în satele de munte am și acolo 2 proiecte pregătite pentru extinderea rețelei de apă. Dacă pot să modernizez, obțin fonduri să modernizez tot sistemul care l-am moștenit de la mine, o fi bine. Dacă nu, el oricum e funcțional, din bugetul local o să extind rețeaua de apă, să ajung în cele 2 sate, respectiv în Muncelu Mare și în Boia Bârzii, și de asemenea asfaltarea și acelor drumuri din zona respectivă. Dacă vă spune ceva, comuna Vețel are 42 de kilometri de drumuri, din care, din momentul de față, s-a asfaltat 25. E bine. Aproape bine. Aproape bine. Se putea și mai bine, nu? Întotdeauna tehnic, da, dar măsuri de finanțare așa au fost că nu am avut de unde să accesez niște bani mai mulți pentru toată zona de munte. Dar sperăm să vină fonduri. Oricum drumurile sunt întreținute, sunt pietruite, adevărat, dar noi le întreținem, sunt practicabile oricând cu orice tip de mașină. Ok. Și mai avem... V-ați propus acolo, din câte am văzut eu, destul de multe puncte. Chiar v-am întrebat când m-am uitat pe broșură, domnule, dar nu sunt cam multe?
Și văd refacere, modernizare, străzi, finalizare, cadastru, tot felul de lucruri de genul ăsta. Spuneți-le oamenilor care se uită la noi din comuna noastră ce doriți să faceți. Acum, în campanie electorală, fiecare cetățean a primit o broșură pe care o aveți și dumneavoastră în față. Le citește, le analizează și acționează în consecință. Ce problemă mai avem și fac un apel pe această cale, în comună avem un singur medic de familie și sistemul, din câte am înțeles eu, e destul de complicat și până la urmă nefavorabil oamenilor care locuiesc la țară. Comuna Vețel are spații suficiente, moderne, pentru desfășurarea activității de îngrijire a sănătății cetățenilor. Problema e că nu avem medici care să vină din condițiile de număr de pacienți ca să aibă la nu știu ce număr, ca să poată să-și suporte cheltuielile pe care le au și acești medici. Eu înțeleg treaba asta, dar nu sunt de acord cu ea, pentru că un om care nu are un mijloc de transport, care poate nu are un tânăr cu mijloc de transport în vecin și care stă la 30 de kilometri de Deva, e foarte greu să vină, dacă are o migrenă sau are o palpitație, să vină până aici pentru o asemenea asistență. Avem o doamnă asistent medical pe care, printr-un program de finanțare, o sprijinim, dar face niște tratamente simple la fiecare la domiciliu, indiferent la ce medic de familie face parte. Medicul de familie care l-avem în comună își face treaba, merge la pacienții care are pe listă și nu numai. Dar e puțin. Un singur medic în 10 sate e puțin. Da, este, într-adevăr. Și, nu știu, vine în fiecare zi? Medicul are program în Vețel în fiecare zi și are și la cabinetul din Mintia și la cabinetul din Leșnic, are și acolo, mi se pare, o zi sau două pe săptămână program. Asta zic. Și cum vedeți dumneavoastră o rezolvare? Numai printr-o legiferare clară și până la urmă obligarea unor medici sau crearea un sistem de salarizare din bugetul statului, din buget local, pentru niște medici care să fie permanenți în comună. Pentru că nu sunt un nostalgic, dar primarul, preotul, directorul școlii, șeful de post și medicul în alte vremuri erau obligați să locuiască în comună. Da. Bun. Acum și dacă nu locuiește și locuiește undeva, nu mai avem transport, distanța este destul de... Rămân la părerea mea. Cel mai bine dacă ai o treabă cu medicul, să știi... Vreți să-i duceți pe toți acolo, să-i aveți aproape. Da, aș vrea în fiecare sat un medic. Ceea ce nu se poate. Nu se poate, da. Mai departe, ce mai fie acolo? Acum am încheiat încă o finanțare, am avut-o 15.000 de euro, avem 15 puncte de internet gratuit în comună. Aveți Wi-Fi, cum zic da, unii, că exact. Mai bine cât un primar și aici exact. Îmi zice am Wi-Fi, deci da, aveți Wi-Fi? Este. E funcțional, au mai fost niște mici sincope dintre firma care a implementat acest program și Rom Telecom, acolo nu s-au potrivit niște nu știu ce, coduri, frecvențe, parole, până la urmă se înțeleg și o să meargă sigur, pentru că a funcționat. Intenționez să depun un proiect, acum astăzi avem de la 12 ședințe de Consiliu pentru aprobarea indicatorilor și asocierea cu încă 6 comune, să depunem un proiect pentru extindere rețelei de gaz, pentru că avem zone unde nu aveți avem. Aveți gaz în comună, dar avem gaz în comună, dar nu a acoperit toată suprafața, toate locuințele. Avem un studiu de fezabilitate pregătit ca să avem toată zona cu gaze naturale. Vreau să montez un sistem de supraveghere în colaborare cu o firmă de pază în momentul în care cu dispecera 24 din 24, în momentul în care se observă niște acțiuni care nu sunt tocmai ortodoxe în comună, să poată să intervină direct. Ce să... Păi, stați, de ce vă uitați pe ele? Că aveți aici două pagini și da. Jumate, aș zice eu. Da. Văd aici că vă propuneți dezvoltarea agroturismului. Vreți să realizați platforme betonate pentru deșeuri din construcții și demolări? Aici facem parte din ADI Deșeuri. Funcționează cu toate sincopele pe care și dumneavoastră le știți, poate mai bine ca mine, că aveți acces la mai multe informații. Până în momentul de față nu s-a respectat ce a fost în program, platformele pentru deșeurile din construcții. Și avem o problemă cu treaba asta, nu numai eu, toți primării. Bun, aici era obligația primăriei, parcă, de alea. Nu, a fost prinse în program, ei să construiască niște platforme pentru DCD-uri, unde lumea să-și ducă
pe bază de comandă și contract deșeurile, a, și, deșeurile. De acolo, da, și de acolo să fie ridicate în mod organizat de operator. Treaba asta până acum nu s-a întâmplat și dacă nu se va întâmpla în viitor de, imediat următor, vreau să construiesc din bugetul local aceste platforme în colaborare cu ADD-șuri. Există tema ilegal. Poftiți? Există tema ilegal să faceți noastră treaba asta. Da. Da, le construiesc din buget local în colaborare cu ADD-șuri și ca să găsim și o formă care deși să le ridice periodic aceste deșeuri, pentru că toată lumea modernizează, schimbă ferestrele, ușile, zugrăvește, da. Și nu vă spun cum le stăpânim, cu greu. Ați văzut și dumneavoastră. Am înțeles. Ziceți că vreți să atribuiți loturi de locuință pentru tineri. Nu ați atribuit până acum? Sau? Am atribuit câteva loturi la Leșnic. Nu s-a construit până decât 3-4 locuințe avem acolo. Două în care bun, se locuiește un termen de și două faze de... În 2 ani de zile trebuie să facă fundația. Și astea s-au atribuit. Avem două fundații făcute până acum și cred că tinerii au plecat pe dincolo să facă rost de bani ca să vină să-și construiască casele și în două case se locuiește deja. Și acum avem în fază finală un pus la Mintea, unde avem și acolo vreo, cred că până în 20 de locuri pentru tineri. Astea solicitate tare, având în vedere că în Mintea avem o colonie de romi. Au rămas de când s-a construit termocentrala, s-au dezvoltat, au intrat în rândul lumii, dar nefiind localnici, aici nu au terenuri pentru case și vor, sunt mulți dintre ei care au posibilități materiale să-și construiască o casă, sunt meseriași care și-o construiesc cu mâna lor, dar le trebuie loturi și sper că în cel mai scurt timp să le putem atribui aceste loturi. Am făcut drumurile de acces, trebuie să mai fac puzul și pe urmă să le facem și infrastructura pentru utilități. Ziceați mai înainte că înființarea unui serviciu de gospodărire comunală și întreținerea lui este destul de costisitoare, dar văd că vă propuneți înființarea. Da, noi până acum am avut un contract cu forțe speciale de la Bârcea, între 2 și 5 muncitori am avut zilnic și am întreținut spațiile verzi și drumurile din comună. Odată cu venirea pandemiei, dânșii au niște restricții, nu am mai avut acces la aceste forțe speciale pentru că ei le dau în continuare peste un anume număr care noi nu ne-am putut permite să-l plătim ca să fie și pază cu ei și altceva. Noi vedeam semiliberi care erau, aveam personal din primărie care se ocupa de ele, trasa sarcinile în fiecare zi ce au de făcut, urmăriți și am avut o relație normală și bună până la urmă. În momentul de față nici muncitori să angajăm. Serviciul noi îl avem scriptic înființat, practic, dar să găsim un personal care să avem siguranța că face ce trebuie și să vedem ce se întâmplă și pe perioada asta pandemiei ne-a prins descoperiți acum o lună, două de zile. O descurcăm, am găsit o firmă cu care mai curățăm ceva, dar trebuie să punem la punct să fie stabil și constant acest serviciu. Mai avem acum și un tocător care trebuie să ne vină pe un utilaj pentru un tocător. Ce tocați? Vine? Ce tocați? Nu, numesc cu dumneavoastră. Asta e denumirea lui. E o sculă care se montează pe tractorul care l-avem în totare ca să poată să taie vegetația de pe marginea drumurilor. Aha. De pe marginea drumurilor comunale, că nu vă băgați dumneavoastră la județ. Urmea că există o normă a Ministerului Transportului care ne cam obligă să întreținem toate drumurile care sunt intravilanul comunii. Extraordinar. Adică să faceți treaba altora, nu? Asta este. Taxele merg într-un loc și întreținem. Camera mea, pe patul meu și dacă se poate și pe muzica mea, nu? Ceva de genul ăsta. Da, le facem și astea. Ce-i cu after school-ul? Vreți să faceți after school-ul în comună? După ce extindem școala asta cu încă 4 săli de clasă, vom avea spații suficiente dacă există dorințe să avem și after school. Dar ne trebuie spațiile adecvate cu toate cele necesare. Asta când face școala. Într-un an de zile sper să finalizăm clădirea și atunci o să avem săli suficiente și pentru ce. Ai inundații, aveți la Vețel? Până acum nu. Și atunci de ce vreți să regularizați Valea Vețelului și Valea Dulcezului? Deci fiecare sat e străbătut de o vale. Asta e topografia locului. Și în momentul în care sunt ploi foarte abundente, există pericolul de inundații. O parte din văile am regularizat pe bugetul local. Dar vrem să continuăm toată treaba asta. Noi am regularizat văile în zonele vulnerabile, unde ieșa apa pe drum sau unde era aproape de o casă. Mai avem zone de genul ăsta și sperăm într-un timp nu foarte... Regularizat în ce sens? Adică ce le-ați făcut? Întărim malurile cu beton sau cu gabioane. Deci o zidărie de piatră în plasă de sârmă sau pereți din beton. Da, aveți voie dumneavoastră să faceți lucrul ăsta sau ar trebui făcut de Apele Române? Da. Ar trebui Apelul Române pentru că s-a pe cadastrate, dar
e o lucrare care e în comună, care până la urmă protejează un drum sau îmi protejează niște locuințe și care va trebui să le facem. Am înțeles. Domnule, ziceți dumneavoastră finalizare, încălzire, cămin cultural, echipare și dotare, sală de spectacole. Da. Ce sală de spectacole aveți dumneavoastră la Vețel? Deci, căminul din Vețel a fost început înainte de a fi eu primar. E o clădire care nu-mi permit acum să o critic, că a fost aprobată de Consiliul Local din acea vreme, de conducerea din acea vreme. Are și o sală de spectacole de 170 de locuri prevăzută în această clădire. Mare, domnule. Destul de mare, da. Și dacă tot e făcută, va trebui, am prins o finanțare europeană. Da, sala de spectacole e aparte de... În același corp de clădire, dar altă intrare. Așa. Avem o sală de evenimente de circa 200 de locuri, unde se desfășoară nunțile, botezurile și evenimentele nefericite din viața oamenilor. La căminul cultural, da. Așa. Și în același corp de clădire avem și această sală de spectacole. Păi bun, și dacă tot aveți sala de spectacole, ce spectacole se întâmplă pe acolo? Se întâmplă ceva? Acum nu în pandemie, dar până acum? Am avut, de exemplu, până acum, în fiecare an am organizat zilele comunei. Da, nu-i spectacol. A fost și perioada de spectacol. Și da. Dacă nu, da. Și dacă plouă tare... Au un teatru acolo să culturalizăm lumea. În momentul în care o să finalizăm această sală, să fiți convins că vă invităm și pe dumneavoastră. Cu drag. Îl transmitem în direct. Un spectacol de colinde, sărbările copiilor de sfârșit de an... Se găsesc evenimente. Păi asta e, dacă tot avem și costume populare, exact, și, avem și costume. Ansamblu aveți? Avem un ansamblu de dansuri, care acum nu am mai făcut repetiții și n-am avut evenimente, dar avem un ansamblu destul de bun. Mergeți la concursuri, la chestii din asta? La concursuri naționale nu am participat, am participat la evenimente unde am fost premiat și s-a remarcat prezența noastră. Nu primar, dar... blocuri, locuințe, ANL, chestii de genul ăsta, avem un, la o aruncătură de băză. Avem un studiu de fizabilitate depus la ANL pentru 3 blocuri de locuințe în localitatea Mintia, unde avem o aglomerație de tineri. Deci studiu de fizabilitate depus. Depus, da. Da? Cam câte apartamente ar putea să construiască acolo sau ce? Circa 100 de apartamente. 100? Da. Păi și vă așteptați să primiți aprobare? Măcar jumătate. Nu, măcar jumate, dacă nu tot, nu? Da, sper să le primești. Când ați depus studiul? De mult? Am început depunerea lui de vreo 8 ani, 7-8 ani, cam așa ceva. Și l-am tot depus la fiecare. Au mai cerut câte ceva? Au mai cerut câte ceva, s-a închis o sesiune și s-au terminat banii, s-a deschis alta, l-am depus din nou. Insistăm. Am înțeles. Văd la Bretelinul ăsta, de care eu zic că n-am auzit. Unde-i Bretelinul? Lângă HRP-a. Și HRP-a unde-i? Lângă Vețel. Adică deci de la Vețel, de la Vețel înspre Deva se vine un kilometru jumate, doi până la HRP-a. HRP-a e satul lui Filimon Sârbu. Și din HRP-a, undeva pe o vale mai în sus, e satul Bretelin. Aici vreți să împrejmuiți căminul cultural și... Da. Să faceți un grup sanitar la căminul cultural. Acum avem, că la noi foarte în Bretelin avem o clădire care a fost școală, la care a schimbat destinația prin ordin de ministru. E școala unde a avut Drăgan Muntean Fiertat prima lui activitate profesională, a fost învățător primat în Bretelin. Erau copii pe vremea aia. În momentul de față, clădirea se află într-o stare bună. Am ajuns în zona ei cu apă și canalizare, chiar adiacent lângă curte, și pentru a avea condiții decente pentru evenimentele oamenilor din acel sat, va trebui să facem un grup sanitar și să o împrejmuim ca să limităm accesul animalelor în curte. Am înțeles. Îmi spuneați ceva mai înainte, în timpul emisiunii, că v-ați dori să aveți un medic în fiecare sat și că medicul care este în acest moment abia face față solicitărilor, ca să spun așa. Bun, bun, medic. Da, farmacie aveți în comună? Că oamenii trebuie să-și cumpere și medicamente. Am avut 3 spații atribuite unei societăți comerciale cu specific de farmacie. În momentul de față nu mai funcționează niciuna. Păi de ce? Înseamnă că nu sunt profitabile sau cum? Au intrat în faliment, nu au fost profitabile. Până acum vreo 2-3 săptămâni a funcționat numai la Vețel. Și am văzut că e închis și acum. Concediu, ba închis, ba concediu și... Nu au legătură la face, o să vedem, să analizăm, să vedem dacă... Probabil nu au un profit așteptat de dumneavoastră. Acum, deci spații avem. Da. A, deci spații aveți. Spații avem adecvate, amenajate pentru 3 puncte de farmacie. Păi poate vă audă cineva și... Sper să mă audă și să vină. Nu?
bani nu le cerem decât ce, strict ce ne obligă legea, nu facem bugetul comunei din chiriile pentru medici, farmacieri, chiar nu. Cât e chiria la Vățel? Nesemnificativ. Ah, am înțeles. Deci e mai mult... Simbolic. Simbolică. Da. Ce altceva le mai propuneți? Mai avem maxim 5 minute din această emisiune. Le mai propuneți concetățenilor dumneavoastră? În primul rând, fiind campanie electorală, vin în fața dumnealor cu acest program și îi îndrumăm să ne voteze, ca și partid, ca și persoană, persoana mea. Și pe urmă fac un apel să aibă mai multă grijă de curățenia din comună. Pentru că avem operator, fiecare om are pubelă. Aveți probleme în privința asta? Mai avem probleme cu unii mai indisciplinați care, dacă au niște deșeuri de provenite din demolări, le aruncă unde li mai aproape. Și pe urmă la copii iar am un apel în această emisiune, pentru că se duce la prăvălie și cumpără niște napolitane și în loc să țină hârtia în buzunar până la primul coș din curtea școlii sau de acasă, o aruncă pe drumul contează. Asta e chestia de educație, domnul. Da. Din păcate, situația nu e singulară. Asemenea, la conducătorii auto aș face un apel, atenție la viteza prin localitate, pentru că acum, fiind foarte multe drumuri asfaltate și circulă cu viteză mare, prezintă pericole. Am observat lucrurile astea, că după ce pune primarul asfalt, toți circulă, zici că... Am mai avut și niște mici incidente, dar până acum ne-a ferit Dumnezeu să avem incidente majore. Sper să nu le avem, pentru că drumurile n-au două benzi de circulație, drumuri interioare, străzi interioare. Ăsta a fost spațiu. La o viteză de până în 30 de km la oră se poate circula în siguranță. Domnule primar, da, dacă tot ați adus vorba despre copii, locuri de joacă pentru copii aveți în comună? Avem așa, să începem cu Leșnicul. La Leșnic avem un loc de joacă în curtea școlii amenajat. Acum mai facem... Da, conform cu standard. Conform cu standard, alea, da. Așa. Avem o suprafață pregătită să tragem un strat de asfalt, să punem niște coșuri de basket și mai avem un teren de sport pe fondurile europene cu covor sintetic, care e un pic mai departe de școală, circa la 1,5 km, dar există. Acum trebuie să fie toată lângă școală. Dar există. În Vețel avem un teren cu covor sintetic în curtea școlii, făcut din bugetul local. Așa. În momentul de față, v-am spus, avem demersurile și speranțele să vedem sala de sport finalizată. În Mintia avem numai un spațiu de joacă amenajat în curtea școlii și un teren de sport cu iarbă care trebuie întreținut și îl întreținem în limita posibilităților și ăla. E un teren de sport mare, cu vestiare, cu tot ce trebuie. Da, dușuri și din astea sunt? Da, sunt și din astea. Pe perioada cât s-a desfășurat activitatea sportivă, a fost utilizat. Avem o echipă de fotbal în cadrul școlii, pentru că am avut și adulți, dar au fost 2-3 numai din Vețel, restul erau din alte comune și am zis mai bine ajutăm școala ca să pregătească copiii în sensul ăsta dacă sunt amatori de fotbal și o ținem echipa școlii la un alt nivel de dotare, echipament și spațiu și transport decât, eu știu, o echipă care să... doi fotbaliști din comuna Vețel și 12 de, nu știu de pe unde, care vin să se întâlnească în biuță. Le asigurăm spațiu și lor dacă vor să distreze, dar ca să și plătim. Am hotărât împreună cu consilierii că e mai bine pentru copii. Este cel mai bine și pentru noastră și pentru copii și pentru buget. Mai avem o echipă de volei, de fete, care participă inclusiv la competiții naționale. Domnule Hănciu, că vă vine să credeți sau nu, am ajuns la finalul emisiunii. Două întrebări mai am pentru noastră și, de fapt, cele două pot fi condensate într-una singură. De ce ar trebui oamenii să vă voteze în 27 septembrie pe dumneavoastră, echipa de consilieri și așa mai departe, și ce le transmiteți oamenilor? La cameră, vă rog. În primul rând, dacă compară comuna Vețel cu ce a fost când am venit la conducerea primăriei și cu ce este acum, au toate motivele să ne voteze și ca să putem continua proiectele care le avem și să accesăm și alte fonduri pe alte proiecte. Scurt și la obiect. Da. Am înțeles. Deci nu, votați-mă, nu aveți încredere. Fiecare singur cu ștampila în cabină, până la cabina de vot ajunge pe un drum sau pe lângă o rețea de apă făcută de noi. Dacă consideră că a fost necesară și bună făcută, ne votează. Dacă nu, e alegerea fiecare. Vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă doresc succes în alegeri. Vă mulțumesc și eu, îi salut pe toți concetățenii mei și nu numai și îi așteptăm la vot. Să aibă încredere în noi, pentru că ceea ce promitem, facem. Nu numai 50%, ne apropiem de 90% întotdeauna. Am înțeles.
Stimați telespectatori, Ioan Hânciu, candidat PSD pentru funcția de primar al Comunei Vețel din județul Hunedoara, a fost invitat la fotoliu cu ghim pe misiunea de promovare electorală. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV, televiziunea pe bune, numai bine!